spune pentru prima oară povestea necenzurată, vorbește mai sincer ca niciodată despre blestemul celebrității. Spune că bărbații din viața ei au vrut-o doar ca să o folosească și că mai jos de atât nu putea să cadă. Ascultăm adevărurile pe care se temea să și le spună chiar și ei și comentăm acest subiect cu Maria Simion și Maria Angola. Bine ați venit! Bine ați venit! Magazin. Să urmărim așadar o primă parte a interviului. Am rămas cu o traumă a ceea ce mi s-a întâmplat mie acum mai mulți ani. Bănuiesc că știți, este vorba despre tatăl meu. Pentru mine pierderea unui părinte a fost într-adevăr o traumă, o traumă care m-a marcat pe viață, o traumă care mă afectează și mi-am și dat seama, eu singură, după mult timp de gândire și de... De introspecție. Da, de stat singură și de... analizat toate situațiile, mi-am dat seama că mă afectează astfel. Eu mă atașez foarte tare în momentul în care eu iubesc un bărbat, eu mă atașez foarte tare de acel bărbat, de acea relație, mă ancorez în acea relație, pentru că lipsa tatălui, lipsa unui bărbat în viața mea, deși l-am pierdut pe tata, Dumnezeu să-l ierte, când aveam 18 ani, acest lucru mă urmărește și acum. Discutam la un moment dat cu o psihologă care spune că, în general, copiii care își pierd un părinte la o vârstă fragedă se transformă în adulți care au sentimentul că nu pot schimba unele lucruri în viață. Ai simțit vreodată sentimentul ăsta în care oricât te zbăteai să faci ceva, să schimbi ceva, simțeai că era peste puterile tale? Da, bineînțeles, am simțit de multe ori lucrul ăsta, că... situația mă depășește, cum s-ar spune, dar să știi că din toată experiența asta am devenit la 18 ani, am trecut dintr-o adolescentă, nebună, un copil, am trecut la maturitate, pentru că l-aveam pe fratele meu, pentru că aveam pe mama mea. Și atunci a început o schimbare, atunci am devenit eu matură și mult mai responsabilă și asta în timp s-a cunoscut. Am fost trădată și totul, ce crezi, s-a întâmplat chiar în ultimul an. Abia acum am început să-mi revin, am avut un an foarte greu, 2018. Zilele astea se împlinește un an de când a murit bunica mea. La fel, am trecut printr-o altă traumă care nu avea ce să caute în viața mea. Și atunci mi-am pierdut foarte mulți prieteni, mi-am pierdut multe, multe rău de tot și nu a fost corect față de mine nimic din ceea ce s-a întâmplat. Tot anul an al încercărilor. A fost un punct anul în care, Doamne ferește, era să nu mai fie, adică hai să fim sinceri, da, să fim deschiși. Am trecut prin foarte multe, foarte multe lucruri. Cum vezi acum, uite, la un an distanță, acea decizie, data de atunci, reacție? De disperare, am putea să-i spunem? Da, a fost o reacție a mea de disperare, o reacție a mea a unei femei slăbite, psihic, emoțional. Și pentru asta am stat 3 zile la terapie intensivă, la spitalul de urgență, internată, fără să știu absolut nimic de mine, m-am trezit după 3 zile. Deci a fost un an groaznic pentru mine și am crezut că dacă o să treacă anul acela, lucrurile or să se liniștească, ei nu. Dumnezeu mi-a mai arătat niște lucruri și anul acesta, dar... Pe ce planuri te mai încearcă Dumnezeu în 2019? Sau te-a mai încercat? S-au mai întâmplat niște lucruri, nu atât de grave, dar am învățat că dacă sunt puternică și dacă am încredere în mine și în Dumnezeu, orice, pot să trec peste aproape orice. Consider așa că ți s-a dat de mai multe ori șansa la o nouă viață? Da, am luat-o de la zero de foarte multe ori și câteodată ajungeam să mă bucur de ce am și se întâmpla ceva și trebuia să iau de la zero și nu înțelegeam de ce mi se întâmplă lucrul ăsta. Așa a fost să fie, tot așa a fost să fie ca să ajung astăzi omul care sunt.